Ca urmare a reabilitării și extinderii sale prin intermediul proiectului major de investiții, extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt, municipiul Slatina dispune în prezent de o stație de epurare modernă. Parametrii săi de funcționare sunt acum conformi cerințelor de mediu reglementate atât de directivele Uniunii Europene, cât și de legislația națională. În plus, prin intermediul stației de epurare, compania de apă face economii la bugetul alocat cheltuielilor cu energia electrică și termică. Pe lângă faptul că își face datoria pentru epurarea apelor uzate, produce și biogaz. Biogaz care vine în întâmpinarea încălzirii cu sursă proprie din biogaz a clădirii administrative, precum și pentru producerea de energie electrică. Putem spune că cam pe primele 8 luni pe acest an s-a produs o cantitate de aproximativ 180.000 de metri cubi de biogaz și pe lângă cel consumat la încălzirea în perioada de iarnă, am produs și energie electrică care ne-a economisit practic aproape 2 miliarde jumate bani vechi din energia pe care o luăm de la furnizorul de energie electrică. Stația de epurare Slatina a fost inaugurată în anul 2012 și beneficiază de utilaje și aparatură de ultimă oră. Investiția s-a ridicat la aproximativ 15 milioane de euro, bani din fonduri europene nerambursabile. Alte 10 de milioane de euro au fost alocate companiei de apă Olt pentru reabilitarea stațiilor de epurare și pompare a apei din orașele Drăgănești, Olt, Scornicești, Podcoava și Piatra Olt.